Bună dimineața! Bună dimineața! Serios! Mami, te-ai trezit, mami? Mami, te-ai trezit? Da, cum ai dormit? Ai dormit bine? Da? Ai dormit bine? Da, mami! Oi, ce bine am dormit! Da, mami! Îți pui muzică tu singur? Da, mami, îți pui muzică tu singur. Ce frumos își pune copilul muzică singur. Da, mami, bravo! Ia schimbă melodia. Nu vrei? Da, mami, da. Bravo! Lucas, nu mânca lemn. Lucas! Lucas, nu-i voie. Lucas! 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 Hai, mami! Hai la mami! Vă plângeați de hârtie igienică? N-a hârtie igienică. În față la supermarket, la parcare, e așa. Și nu e că vine lumea la cumpărături, că dacă vine lumea la cumpărături zic, băi, ok, e normal, nu? Dar sunt soții în mașină care așteaptă nevestele ca să aducă cumpărăturile. Deci eu nu înțeleg, mă enervează, mă disperă chestia, adică pe mine m-a oprit deja de trei poliția astăzi să se uite că singură în mașină, pe ăștia nu-i opresc, la ăștia nu le spun nimic, adică se presupune că te amendează dacă, uite, să de exemplu, e singură, da? Ok, se presupune că te amendează dacă sunt doi în mașină. Bă, frate, dacă tu n-ai permis și nu poți să cari cumpărături, trimite-ți soțul cu lista. Adică, pui mei, cu cât e mai multă lume pe stradă, deci acum tu intri în supermarket, uite, deci lumea se plimbă prin oraș. E incredibil, deci pe mine mă disperă chestia asta groaznic. Deci nu funcționează nimic în orașul ăsta, nimic, nimic, nu merge internetul la poștă, nu... Nu, deci nu merge nimic, e o grămadă de lume pe stradă, e incredibil că ieri s-a decretat încă 15 zile de izolare, adică n-ai voie să ieși, pur și simplu n-ai voie să ieși în fața supermarketelor, nu știu cum naiba reușesc să se ascundă ăștia, stă câte un polițai sau câte doi polițai, nu au voie mai mult de 20 de persoane, 20 de clienți în supermarket, la fiecare sens giratoriu e poliție, te întreabă unde mergi, se uită la tine în mașină, ci lumea umblă pe stradă, deci lumea merge să facă cumpărături, e ceva incredibil, deci e... Și am văzut chestia care m-a frustrat. Deci eu de-abia puteam cu căruciorul plin, îl împingeam pentru că era plin de conserve, de mâncare, de legume. Și o bătrânică cu un coșuleț de la micuț, cu un pachet de biscuiți, cu un litru de lapte. Adică serios, doamnă, du-te și ia-ți, ia-ți. Deci cumpărați în loc de un litru de lapte, 3 litri de lapte. Nu sta, nu știu, lumea chiar iese în fiecare zi la cumpărături. Și îmi spune lumea care e unde merg să iau pâine, spune, da, lumea iese în fiecare zi la cumpărături, lumea nu e conștientă. Și să stăm 3 luni de zile închiși. Efectiv, eu, ba... Lăsând nervii la o parte, a fost criza hârtiei igienice aici în Spania, deci s-a umplut din nou, toate supermarketurile s-au umplut din nou, nu mai este problemă cu hârtie igienică, nu mai este problemă cu nimic, bine, nu se găsesc legume proaspete de care ai vrea sau câte ai vrea, ce-i drept, n-am găsit lapte praf pentru copil, a fost bine, cam acasă 3 cutii între aici, una a început așa că nu-mi bat capul, este, deci, găsești de toate. Nu mai este problema care a fost acum 2 săptămâni, că wow, lumea cumpără, nu este hârtie igienică, nu este... Deci este
tot ce vrei să cumperi. Da, din păcate este pentru a merge în fiecare zi la cumpărături, chestia care mă enervează. Eu am cumpărat ca să nu mai ies 2 săptămâni. Atât voi ieși pentru faptul că am de ieșit pentru vaccinul copilului, pentru că de moment nu m-a sunat pediatra să-mi spună să nu merg. Eu am sunat astăzi și nu m-au pasat cu pediatra, mi-a spus o să te sune pediatra și să-ți spună, ok? Aștept să mă sune pediatra să-mi spună să văd dacă merg la vaccin săptămâna viitoare sau nu merg. Mai avem de stat până pe 11 aprilie în casă, deci mai avem de stat în casă o grămadă. Eu am cumpărat pâine pentru că duc pâine în sat și am portbagajul plin de cumpărături. Dacă am răbdare o să vă mai arăt ce cumpărături am luat și e groaznic, deci e durere, e dureros să vezi cât de inconștientă lumea. E enervant. Adică noi stăm în casă, noi stăm în sat, noi nu ieșim, ieșim pe câmp sau ieșim în curte. Iar lumea iese la cumpărături așa. Doar eu, măști și au mânuși. Ce contează? Am ieșit, uite, văd un retrovizor, văd un om cu pungulița așa mică. Ieșe din supermarket. Adică ce contează? Eu am măști, am mânuși. Nu, eu pot să ies. E incredibil. Incredibil. Cam asta am cumpărat eu astăzi. Am cumpărat o grămadă de făină, din câte am înțeles în țară nu este făină, am mai luat hârtie igienică, hârtie de bucătărie, lapte, chestii, chestii, o grămadă de chestii, mâncare pentru câine și pisică, că pisica mănâncă mâncarea câinelui mai nou, pampersuri și pisici. Săraci. ¡Bomba! ¿Dónde está el dinero? ¡Mamá, no tenemos dinero! ¿Qué pasa? ¡Pam! ¡Oh! ¡Pam! ¡Venga! ¡Vamos a la Zic, de ce să nu mă filmez când iar mănânc ciocolata? Din nou mănânc aceste două. Toată lumea mănâncă două. Două bucăți de prăjitură de ciocolată. E ziua fetei care avem în casă, fata care ne are grijă de copil. Și cum suntem toți izolați în casă, cum nu avem voie să ieșim, am zis să sărbătorim. Cu lan de ciocolată. Cu... Așa, Lucas, bravo, bravo. A câta zi deja că stăm în casă? 10, 11. 11 zi. De viața mea și deja nu mai putem, disperăm, nu mai putem, gata, rupem, spargem, mâncăm ciocolată non-stop, 24 din 24. De cum se vede Lucas în spate. Adă-te! Adă! Cuții piții tăi, nu am ce să fac! Unde-mi sunt cipiții, dă-mi înapoi! Și cal pe musuroi. Am la tai tăi țipiți, magazin pentru furniți, un teatru și o grădină, și în ultimul piscină. Uno, olo! Ataque de pelota, pa-pam!
Dame la pelota, dame la pelota. Pelota, pelota. Futbolista te voy a decir. Futbolista. Está cabreado, ¿eh? ¿Qué hago contigo, Lucas? Mamá. Eu n-am mai văzut în viața mea să se sfarme biscuiți așa. Bine, la mine în casă. La tine în casă sunt normal. Ha, ha, ha. Alții, eu nu sfarm biscuiți, eu filmez. De viața mea. Pot să pun în vlog chestia asta, să vadă lumea ce facem noi în izolare. Te sunt scos ceva de energie să mă... Hai de viață. Să vezi. Hai că deja fierbe. Cine fierbe? Apa. Stai mă un pic, măi, că biscuitul ăștia-s grei. Stai. Grei. În carantină, slăbit și eu. Sunt carantină. A, tu ești slăbit, săracu, că mănânci într-una. Nii, nii. Vezi? Să fiu una de dacă eu. Nu-i rup, trebuie să-i rupi. Nu, no, stai, nu-s prea mulți. Nu, no, să fie prea mulți. Nu, stai un pic, nu, să fie prea mulți. Ba, bine. Biscuiți bătuți. Hai de viața mea, serios. Așa la fiecare muscătură care o e. Hai de viața. Așa e mare, coronavirus. Da. Ne-am apucat să facem salam de biscuiți și ne-am dat seama că avem la bar avem cocos, avem stafide, zahăr vanilinat, așa că trebuie să fug repede. Până când încă e cald salamul de biscuiți. După ingredientele care lipsesc. O, Doamne! Bine că am avut ciocana cu care să spargem biscuiții, asta e important. Să vedem cum o să iasă la sfârșit salamul de biscuiți, că vrem să-l facem în tavă. Ah, izolarea asta ne afectează rău. Cam așa vin eu cu zahăr, cocos, stafide. Mai am niște chestii de ornamentat prăjituri. Și mergem repede spre casă. Salamul de biscuiți cu stafide. Și urmează nuncă de cocos peste. Gata, ce rămâne în pustea meu. Ce bine arată. Și ce bună-i. Da, Luca plânge și cam așa ne și nouă prăjiturica. Salată! Cum ai că se numește astea? Andive. Andive. Bun, salată de andive. Cu castraveți, cu roșii. Ceapă cu albă. Ce? Ceapă albă. Ai pus ceapă? Nu. No. Ah, crezut că ai pus ceapă. Castraveți, roșii, porumb. Fier. Fier. Că porumb crud, nu știu. Stai să aruncă asta. Brânză. Brânză, pune și brânză și fiecare să-și pună după aia ton în farfurie. Și aici fierbem praz. Ne-a dus o vecină din sat praz. Și îl fierbem ca să-l mâncăm mâine, păi mâine cu, nu știu, cu ceva mâncare. Cu jambon. Așa. Afumat și usturoi. Așa. O să mâncăm prazul. Și cam atât. Ne pregătim și noi în casă. Ne uităm pe geam. Pe geam avem... Pe... Aceleași persoane... Avem, n-avem lumea, la bari lumea.
Eu nu mai merg la bar azi. Nu am mers odată eu la bar pentru stafide și cocos. Miau, uite vine alt miau. Miau. Hai că toată ziua primiți mâncare, mai stați un pic și voi putușă. Imediat pune soarele. Nu-i nimeni pe aici, e gol, pustiu. Bine, sunt pisici, o grămadă de pisici. Asta e rezultatul final. Dar nu-i final. Mi-am farfuria mea e final. Așa avem acolo salată la lichian, când avem altceva mai mare. Așa că mai punem brânzică peste fiecare farfurie și voilà! Acum e gata. Acum chiar că e gata.